Da. O zi importantă astăzi la Suceava, 21 octombrie. Echipa Partidului Național Liberal a depus listele complete de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. În calitate de președinte al Organizației Județene a PNL, trebuie să felicit și să le urez succes colegilor care intră în această bătălie electorală pentru parlamentare. Filiala Suceava a Partidului Național Liberal este filiala câștigătoare detașată în alegerile locale din acest an. Încă o dată vreau să mulțumesc sucevenilor pentru votul pe care l-au dat. Vreau să vă reamintesc că la votul politic, câștigătorul alegerilor locale a fost Partidul Național Liberal, care a făcut la redistribuire 50% din votul politic la Consiliul Județean Suceava. Deci noi avem majoritatea Partidul Național Liberal singuri și eu sunt convins că această majoritate de 50% o putem reporta și mai mult de atât la alegerile parlamentare. Asta înseamnă o cifră prudentă, dar realistă, de 2 senatori minim și minim 5 deputați. Partidul Național Liberal are o listă de oameni cu experiență, de oameni competenți. Dacă vorbesc de primii 7, 5 dintre ei sunt oameni de afaceri care în viața lor au realizat foarte multe lucruri ca întreprinzători. Toți sunt oameni care au o experiență și au realizat ceva în viața lor. Întreaga listă este din toate zonele județului, acoperă toate zonele și aproape toate meseriile și îndeletnicirile oamenilor din Suceava. Avem nevoie de vot pentru echipa Partidului Național Liberal la parlamentare, pentru ca noi, cei de la locale, să putem să facem marile proiecte promise în această campanie. Mă refer aici la autostrăzi, mă refer la gazul metan, mă refer la ambiguiri, mă refer la aducerea la normalitate a județului Suceava, pentru că am trecut prin momente grele, și mă refer la dezvoltare. Eu sunt convins că echipa Partidului Național Liberal, formată din primari, președinte de Consiliu Județean și parlamentari, vor duce la dezvoltarea județului Suceava acolo unde este loc. Doamne ajută!